Europa, ați văzut și diferența, cum arată încă multe dintre saloane care nu au fost reabilitate și cum arată cele deja reabilitate. Cred că este semnificativă această diferență. Noi trebuie să terminăm până la sfârșitul anului, pentru că am alocat bani de la buget ca să se facă această reabilitare și ei trebuie să cheltuiți până la sfârșitul anului. În orice caz, ce pot să vă spun este că anul acesta de la buget s-a alocat către filantropie aproximativ 2 milioane de euro. Nu știu dacă s-a mai întâmplat în ultimii 20 de ani așa ceva. Niciodată. Asta cred că atestă și grija pe care o avem, în primul rând, față de mămicile care vor să aducă pe lume copii. Eu sper că vă mai face o vizită și la finalul anului și atunci o să vedeți cum arată o maternitate de top. Seamănă mult cu ceea ce am văzut în București la Filantropia, care este cotat la ora actuală ca cel mai bun spital din România. Și vreau să vă dau și o veste bună. Anul viitor ne apucăm de construcția unui spital. Sunt câteva clădiri vechi aici care vor fi date jos. În locul lor va fi construită o primă clădire de 3 etaje care se va transforma în spital. Eu sunt de principiu că nu este bine să faci investiții foarte mari în clădiri care nu se mai pretează să fie reabilitate. Știți și noastră foarte bine că microbii când se infiltrează în pereți este imposibil să-i scoți și atunci preferăm să avem clădiri noi decât vechi. Oricum, prețul ar fi cam același dacă ne-am apucat să facem consolidare. Avem și situația că s-a pierdut clădirea policlinicii, care este peste drum de maternitate, a fost câștigată de casa de pensii în instanță și nu mai puteam să folosim, dar din discuțiile pe care le-am avut cu doamnele directoare acum un an, eu le-am spus că nu sunt de acord să mai băgăm bani acolo, pentru că acea clădire efectiv trebuie dată jos. Așadar, anul viitor vom începe construcția unui nou spital aici, pe această locație, urmând să mai dăm jos câteva clădiri ca să poată să încapă. Încercăm să scoatem dintre monumentele istorice clădirea maternității, care din punctul meu de vedere este nejustificat trecută în acea listă, ca să putem să o izolăm termic și să nu mai plătim atât de mult la utilități, pentru că sunt efectiv doborătoare cheltuielile cu utilitățile la acest spital. Cheltuim dintre toate spitalele cel mai mult aici pentru partea de utilități și pregătim de asemenea să luăm aparatură nouă anul viitor. Deja vrem să accesăm niște fonduri ale Ministerului Sănătății cu o parte de cofinanțare de la primărie. În valoare de cât până la urmă? Deci 3 milioane de euro ar fi finanțarea din partea statului cu 10% pusă de la primărie. Am zis că merită să investim în aparatură, pentru că dacă tot facem clădiri noi, e normal să avem și aparatură nouă.